Am început investiții cum Aradul n-a mai avut de 40 de ani de când s-a construit Spitalul Județean și astăzi am semnat pentru Spitalul de Oncologie o investiție care noi am estimat-o la peste 3 milioane de euro, dar în urma licitației ea a ieșit cu 2 milioane de euro plus TVA. Alături de proiectul pe care l-am implementat de identificare și prevenire a cancerului mamar, este a doua investiție în acest domeniu. Vom continua în zilele următoare cu licitația la Spitalul de Psihiatrie de la Căpâlnaș. Așteptăm să semnăm contractul pentru secția de cardiologie pe Interreg și de asemenea complexul pediatric finanțat de Compania Națională de Investiții. Practic va fi reamenajată clădirea de pe Babeș, da? Da, avem o clădire, proprietatea Consiliului Județean pe Vicențiu Babeș, am pus la dispoziție această clădire pentru modernizarea și, până la urmă, pentru a oferi toate condițiile cerute de lege pentru construcția unui spital de oncologie. Cum am mai spus, această investiție este foarte importantă, fiindcă, în sfârșit, oncologia, secția de oncologie se va muta într-o locație generoasă cu un spațiu de 8 ori mai mare decât cea actuală. Actual avem o suprafață de 600 de metri pătrați și ne mutăm la peste 4.000 de metri pătrați, ceea ce o să ne permită să creăm niște circuite ale bolnavilor, ceea ce suferă în acest moment, fiindcă, după cum se știe, avem un număr foarte mare de bolnavi, internăm 700 de bolnavi pe lună, și acest lucru în regim de internare continuă și majoritatea în regim de internare de zi, ceea ce ar presupune pentru o activitate și un tratament fluid în condiții optime, ar trebui să se facă în două circuite separate, circuit separat pentru internările continue, circuit separat pentru internarea de zi, ceea ce în momentul actual este aproape imposibil. În nou sediu, bineînțeles, o să avem și această posibilitate. Ce mai înseamnă? În sfârșit, poate să sperăm că bolnavii nu o să mai plece din Arad, o să rămână la noi, fiindcă o să putem crea și condiții hoteliere mai bune, fiindcă momentan avem saloane supraaglomerate cu pesul sub 4 metri pentru metri pătrați pentru un pat, ce știți că normativul este 7 metri pătrați pentru un bolnav. În acest nou sediu o să avem chiar 8 metri pătrați pe pat, deci ceea ce este un va fi și, o să creăm și condiții hoteliere mai bune.